Capitolul 17. O parte a căzut prin sorți seminției lui Manase, căci el era întâiul născut al lui Iosif. Machir, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galadul și Basanul, pentru că era un bărbat de război. Au dat prin sorți o parte celorlalți fii ai lui Manase, după familiile lor, fiilor lui Abiezer, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer, fiilor lui Shemida, aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. Zelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fi, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea. Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. Ele s-au înfățișat înaintea preotului Eleazar, înaintea lui Josua, fiul lui Nun și înaintea mai marilor și au zis, Domnul a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între frații noștri, și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. Au căzut zece părți lui Manase, afară de țara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului. Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui, și țara Galaadului a fost pentru ceilalți fi ai lui Manase. Hotarul lui Manase se întindea de la Asher până la Micmetat, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. Țara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe Hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. Hotarul se pogora până la pârâul Cana, la miază zi de pârâu. Cetățile acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăților lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miază noapte a Pârâului și ieșa la mare. Ținutul de la miază zi era al lui Efraim, cel de la miază noapte al lui Manase și marea le sluja ca hotar. La miază noapte se întâlneau cu Asher și la răsărit cu Isahar. Manase stăpânea în Isahar și în Asher, Betșean cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din Endor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui și locuitorii din Megido cu satele lui, cele trei înălțimi. Fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis, Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum? Iosua le-a zis, dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara fereziților și a refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi. Fiii lui Iosif au zis, Muntele nu ne va ajunge și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Betșean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Israel au care de fier. Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, voi sunteți un popor mare la număr, și puterea voastră este mare. Nu veți avea un singur sorț, ci veți avea muntele, căci veți tăia pădurea, și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veți izgoni pe cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor.